Coroana Reginei Maria poate fi admirată până în data de 12 iunie la Muzeul de Artă Piatra Neamț. Capodopera artei metalului prețios european din secolul al XX-lea a fost adusă de la Muzeul Național de Istorie a României, unde se află încă din anul 1972. Cu ocazia aniversării centenarului încoronării de la Alba Iulia, Complexul Muzeal Național Neamț organizează o expoziție-eveniment prin prezentarea Coroanei Reginei Maria, aceasta poate fi vizitată până în data de 12 iunie, în intervalul orar 10-18, în sala Tezaur a Muzeului de Artă Piatra Neamț. De asemenea, prin intermediul unor panouri fotodocumentare, vizitatorii vor afla istoricul acestui important însemn al regalității. Potrivit literaturii străine, dar și celei române, în realizarea modelului coroanei Reginei Maria, pictorul Costin Petrescu s-a inspirat din reprezentarea coroanei urtate de doamna Milița de Spina, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab, de pe fresca bisericii Mănăstirea Curtea de Argeș. După încoronare și sărbările ce au urmat la București în 16 și 17 octombrie 1922, corona a fost dusă la Castelul Peleș, unde s-a păstrat până în anul 1970. Din anul 1972 se află în sala Tezaur a Muzeului Național de Istorie a României.